voce și ea nu are alt vector sau altă direcție decât de a-l ține pe credincios acolo și a-i oferi o stare plăcută, iar gândul lui să se ridice către Dumnezeu. Muzica bizantină sau muzica psaltică, putem spune că este o muzică mistică, o muzică foarte profundă, este o muzică monodică, se cântă monodic, adică toți cântă aceeași melodie. La baza acestei monodii este unison prezent care o ajută pentru a-i da o altă culoare. Mi-a plăcut această muzică psaltică deoarece mergeam foarte mult cu tatăl meu pe la mănăstiri și la mănăstirile unde mergeam eu se cânta muzică psaltică. Și încă de atunci, de la vârsta de 6 ani, 7 ani, m-a atras această muzică, muzică bizantină. Am început să o înțeleg mai târziu, în școlile teologice, și să o aplic. Aplicând această muzică, am ajuns să formez mai mulți oameni în jurul meu pentru a fi înțeleasă și mai mult, deoarece notația, semiografia, nu este foarte simplă. Semiografia este notația psaltică pe care o vedeți acolo pe strană. Notația este mult mai amplă și nu seamănă deloc cu cea pe portativ. Începând din anul 1997, am adunat în jurul meu studenți, seminariști, oameni dornici să învețe această muzică, iar în timp s-a format acest cor Tronos, care cântă la Catedrala Patriarhală și nu numai, cântă și în concerte. Am scos și foarte multe CD-uri. CD-uri conțin slujbe ale acatistelor, în general. Avem și vecernii, avem și cântări din concert, am scos și CD-uri de colinde, deci aria muzicală este mult mai largă. Muzica bizantină se cântă foarte mult în biserică ortodoxă. Ea este cântată de către cântăreți psalt sau protopsalt. În general, în bisericile de țară și în bisericile de cartier, în parohii sau în mănăstiri, predomină muzica monodică sau muzica psaltică. La anumite catedrale chiriarhale sau la anumite biserici mai mari, se cântă și muzica polifonică. Polifonia este o muzică armonică, pe când cea bizantină este o muzică monodică. Iar textele sunt scrise în mare parte spre lauda Sfinților, spre lauda lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a Sfinților Îngeri. Deci iată că în această muzică bizantină și în aceste texte găsim foarte multe nuanțe dogmatice. Aceste texte din muzica bisericească sunt compuse de mai mulți melozi, sunt compuse de mai mulți poeți și aici putem spune pe Sfântul Ioan Damaschin, putem să amintim, pe Roman Melodul și mulți alții. După cum bine știți, Catedrala Patriarhală va avea slujba hramului, slujba Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Cu această ocazie vor veni aici la catedrală și moaștele Sfântului Mucenic Artemie.
Nevoindu-te fericite cu tot felul de chinuri, ca un tare diamant ai rușinat pe apostatul, când de piatră tare fiind zdrobit și rănit, pentru piatra Hristos ai primit cununa slavei, mare mucenice Artemie, slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a încununat pretine, slavă celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri. Pentru că a mărturisit credința în Iisus Hristos, Sfântul Mucenic Artemie a avut parte de o moarte mucenicească, suferind chinuri groaznice. În aceste zile de sărbătoare, Corul Tronos va fi alături de credincioși prin slujbele închinate Sfinților Prăznuiți. Tot în aceste zile, Corul Tronos pregătește un CD ce conține paraclisul Sfântului Dimitrie cel Nou. Acest paraclis sau textul acestui paraclis este pus pe notație muzicală chiar de un membru al Corului Tronos. Deci pentru mine este o mare bucurie că oamenii pe care îi conduc așează pe note textele bisericești. Îmi doresc foarte mult să lucrez și cu tinerii și mai ales cu copiii. Iar pe viitor vreau să includ acești tineri care vor performa în viitoarele concerte Tronos. Întru tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, preacuvioase Părinte Dimitrie, Duhul.